Salut, ce faceți? Cred că de 1000 de abonați am reușit să facem o bocă, nu? Deși nu mi se pare să fiu de vină, dar la poliția așa a constatat, am avut un mic accident din care se rezultă vina mea, bineînțeles. Să zicem așa, șmecherii cu BMW-ul. Sper să nu se supere care are BMW-ul. Dar așa a fost, altercația între un BMW și Audi. Am intrat în sensul giratoriu, au venit cu viteză, au zis că eu nu i-am acordat prioritate, deși nu o să vină cu viteza în sensul giratoriu, de parcă nici nu este sens giratoriu. Și s-a băgat în fața mea, mi-a băgat frână, s-a dat jos la mine, m-a amenințat, m-a înjurat. I-am zis, du-te, mă vezi de treabă, urcă mașină și lasă-mă în pace. Când s-a urcat în mașină, o mărs 3 metri, 4 și mi-a băgat frână bruscă și am intrat direct în el. Face, na, hai să te văd acum șmecherie. Și uite așa, am ajuns pe la poliție. Am mai fost încă un prieten cu el, o să mă... Pe tine te cunosc pe YouTube, face. Ai un Audi așa, să face. Ai, fain, fain. Du-te liniștit acasă, că nu-ți face nimnica, că nu mă gura de el. Dacă eu bine, bine, nu. Eu între timp am sunat înapoi la poliție, am zis, doamne, uitați, băiatul a plecat de aici, ce se întâmplă? A zis, doamna, mergeți totuși la poliție, faceți o declarație și să fiți mioastă în păcat. Pe când ajung acolo, ce să vedeți? El deja era acolo cu declarația completată. Da, un polițist foarte amabil, o zis, face, n-ați putut să vă împăcați amiabil, că era mai ok și, na, e mai bine. A zis, omule, după ce m-a înjurat și m-a amenințat, cum era să mă duc să zic, bă, no, am dat în tine, hai să-ți mai dau și 100 de euro, că ce-a fost, dedicații? Hai să-ți dau 100 de euro de dedicații sau care treabă. Deci, nu, bine, că nu avem ce să fac. Treaba în așa fel încât dacă vreți să vă faceți, să aveți o bară, eu știu, de spate și găsiți un om nevinovat pe stradă, băgați-i frână bruscă și nu... O să vă faceți bara, cam așa merge sistemul în România. A zis domnul polițist, face, dacă aveai cameră de bord, puteam să dovedim că de fapt el a fost de vină. Dar așa, face, nu avem niciun temei ca să te credem pe tine sau pe el. Eu am fost în spate, eu plătesc. Bine, n-ar fi problemă că plătesc, am luat amendă, dar mă oftică treaba asta că deși n-am fost de vină, până la urmă tot eu sunt de vină. Și, da, nu știu, scrieți în comentarii dacă ați pățit și voi chestii din astea, accidente din astea, din cauza oamenilor mai puțin mai needucați, cum ar fi. Ce să facem, asta este România în care trăim. Nu zic că nici eu nu sunt sfânt și eu mă duc cu viteză, nu foarte tare, sau nu respect trutoctul, toate semnele de circulație sau nu știu ce, nu sfânt nici eu, dar totuși acum încât să bag frână să dea în mine, că mai bag o frână să-l atenționez, băi, stai locului, sau sunt mulți care mi-au ținut foarte aproape în spate și apăsam frâna o secundă cât să dai atenția aia, stai, că sunt prea aproape de persoana respectivă. Dar nu în halul ăsta să bagi frână încât să te oprești pe loc și să viu să dau în tine, o să vă las aici niște poze să vedeți, să vedeți ce și cum. No, nu știu, mi se pare foarte, foarte aiurea. Ce să zic, sănătate mult! Azi mi-a ajuns grila de la Audi și noroc că nu m-am pus-o sus. Deci măcar atât am scăpat că nu mi-o stricat și grila nouă. Da, asta este, ce să zic. Aveți grijă cum conduceți și la șoferii agresivi. Deși am văzut peste tot pe internet că i-a luat permisul, că nu știu ce, i-a dat amendă șofer agresiv. De unde? Da, poate cu o cameră de bord care tocmai o s-o comand și eu. Că am mai pățit deja, vezi zi de zi fel și fel de oameni. Și am să comand și eu o cameră de bord, că nu mai merge așa. Se prinde pe băieții cu BMW. Îi filează Audi și îi prinde. Da, ce să zic, asta este viața.